Nu să pierzi telefonul, ai nebunit? Să pui bucur, la inimă? Stai, ce faci? Nu fac nimic. Nu dau oprire, că de-abia se fac. Să-l stăpâne sănătos, auzi? Să pe casă să-ți ieși tu cablul pe drum când plecăm, că e baterie externă, știi? În Grecia? E în afara Europei sau? Da. De fapt nu. Da, tot am voie să. Uniune. E Uniune. Nu, nu la asta mă refer. Mă refer că contractele astea cu Vodafone, Telecom, morți. Știi că mai poți să folosești net în internațional. Dar nu știu dacă în UE, te duci în Grecia. Tu, ar... Dacă te duci, stai, că acolo n-ai. Da, știu. Eu nu știu dacă atunci când te duci în, în Grecia poți să te duci doar cu buletinul sau să trebuie și pașaport. Cum să-ți trebuiască, mă, buletinul, ești nebun? Te duci cu tot, ci că cu buletinul. Unde te crezi, mă, aici? Păi, în țările... Nici România nu te primește cu buletin, vere. Ba nu. Ba da, în țările din Uniunea Europeană. E, psal. Pă bune, așa e. Păi așa, pe dacă era așa, era traficul mai ușor. De arme, de droguri, de orice. Pe bune, eu, spre exemplu, am dus în Bulgaria doar cu buletinul. Atât. A, da, atunci la banchet, că atunci eram un grup și eram așa, știi? Și acum câteva zile, când am fost atunci, săptămâni, când am fost atunci în Bulgaria. Nu pot să cred, văd aici în recomandări Bucharest Pride versus Marșul Normalității, în capitală. Deci, și în România sunt hippie de ăștia cu LGBT, dar sunt și de ăștia contra, deci îi pup aia care sunt contra. Dar nu vreau să dau pe video ăsta, că poate îmi dă și mie bani 100 de ani. Că YouTube-ul e șmecher. Mă, dacă mai niciodată așa ceva... Ai dovadă, ai dovadă, să vezi cât de tare. Uite și tu, dovadă de la mine. Your brother. Bă, și dovadă, ce dovadă? Sal. Bă, ce era, mă, cu force mort, ce ziceai tu? Cu ce? Cu force, forlift, force, morți. Ce ziceai tu, mă, vere, că mor? Ce force? A, forță, gen... e un marș acum cu... Nu, ziceam de ăla, dar în fine. Te-ai împupat. Văd că m-ai și ascultat dacă e. Dar ești tu că nu știi opțiunea, telefoanele astea cu, nu știu, pana mea. A, force touch, gen, da. Dar nu știu cum se activează, știu care... au toți ăștia pe care știu care au, care au ori S9, ori S10, ori S8. Bine, la S10 nu știu dacă e, dar la S9 și la S8 știu că e. Nu știu, dacă vrei te uiți la un tutorial. Dar ce e aia? Practic, ești într-o aplicație, da? Și vrei să ieși din aplicație. Și dacă ai un telefon care are buton, apeși pe butonul principal. E bine, la ăsta, pentru că nu mai e butonul principal, pur și simplu apeși mai tare pe partea joasă din ecran și ieși din aplicație, într-un fel. Și bă, se, da, se simte și șmecher, un fel de vibrație, nu știu cum să spun. Și de ce ai spus tu că e super mișto? Îmi place... pur și simplu ideea și cum se simte. Se simte așa de par de fițe. Cum să zice? Forță atunci. Graphics quality la The Forest, să dau medium sau high? High. High on drugs, my nigga. Asta i-am spus N-word. Bad for you. O să-mi iau bani. Copile, deci cred că o să-ți iei bani pentru că, nu știu, ești prea amuzant, tu. Prin YouTube aici și o să zică, bă, n-am nimic ca cu asta, dar pur și simplu, uite, mă enervează pe mine canalul ăsta, nu-mi place postarea de la profil și hai să dau bani, 100 de zile. Sau să fie de genul la canalele mici, bă, canalul ăsta este prea mic ca să poți să pun ad-uri. Hai să ștergem de tot de pe platforma asta, da. Că na, noi avem alții care ne fac banii, ok, da. Bravo. Eu fac pentru mine și pentru abonații mei, nu pentru voi, în primul rând. Cum să fac eu pentru voi, ești nebun? Doamne, asta e cea mai proastă prostie. Au și tu mâncați. Hai pe The Forest. Fac YouTube pentru YouTube. Da, ce are? Ca și când îți faci cont de Facebook pentru Facebook, ca să aibă mai multe conturi. Să crească popularitate.
Poți să spui acolo Tales of the Forest împreună cu un necunoscut, pentru că nu mai are canal de YouTube iarăși. Am spus Live Gaming România cu The Forest împreună cu Alberto. Deja am început. Împreună, trebuie să spun împreună cu Mort, care nu mai are canal, pentru că YouTube-ul îl urăște. Da, și mă, cum vine să probabil poți să... Ce probabil, mă, ce probabil? Tu măcar știi cum e să pierzi două canale într-un timp atât de scurt pe nimic? Ia zi și mie. Da, nu ce știu. Nu altceva decât să poate eu știu un alt canal sau bă, să te rogi că o să fie bandă la scurt. Mamă, nu. Păi să mă rog. Bă, măcar nu mi-a zis ce ban am, la ăla mi-a zis că am 90, că n-am 90 zile la... Fii atent, că o să mă uit acum la e-mail-ul dacă nu mai găsesc pe aici. Dacă nu mai găsesc, bine zis. Că la sau... câte e-mail-uri primesc eu pe zi de la Twitch și morți. Hai pe The Forest cât până plecă. Stai un pic. Mama să mor. E bun să canibali ăștia. Pus un cap pe un băț, what the fuck. Albert? Ce? Cu lapte. Uris cu lapte. Le rugăm așa? Ei. Te arunc, da? Da, că n-ai de ce să le mai zic. Și până la urmă trebuie să le... Mă duc după. He? Mă duc după. Coaie, plâng în pula mea. Bă, ești nebun? Ce? What the fuck? Stai așa că mor. Zice cât e banul? 1 iunie. Deci pe 1 iunie am luat e-mail. Deci pe 1 iunie am primit e-mailul ăla. Mă țin de că am 90 de zile? Da. În legătură cu asta. Cred că nici măcar nu știu cât am. Salut. De ce? Vei putea să inițiezi un stream nou doar peste 90 de zile. Uite, aici mi-a zis. Mi-a zis. Uite că... Ai pus să salvezi pe ăsta măcar? Să-l pun deva, să-l văd mereu? Poți să-l salvezi, mi se pare. Pui un steguleț. Pe steguleț se dă? Set flag ăsta? Cred. Căprioară, nu mai fugi. Vrei să fac inima sa, fuzi inima sa. Dar fii atent, primul e-mail mi-a dat pe 1 iunie, după aia, pe 6 iunie, mi-a dat e-mailul că peste 90 de zile, deci probabil trebuie să mă aștept la un e-mail asemănător peste câteva zile, nu? De la YouTube, să-mi zică câte zile nu mai am voie să fac. Probabil. Băi, mi-e și picior morții, mătis. Te-ai în gură să te fut. Da. Așa, YouTube, oameni buni, YouTube. A, gata, am primit. L-ai primit? E-mail-ul, viața, da. Și cât timp? Putea să inițiezi un nou stream peste 90 de zile, te pup în cur. Mamă, mamă, coai. 90 la ăsta, mă, mâncați. Bă, dar ce am făcut, crimă?
Că bine mă las de tot cu aia. Poți să al canal și... Să mor de numărăs. Da, mă, 100 de canale, nu? Las-o mor, ție, trebuie că nu mai fac nimic. Gata, am renunțat, nu mai fac nimic. Hai, mă. De data mai, asta, gata, mă las. Dai și tu grijă să nu mai... Am muncit degeaba pentru cine, mă? Pentru mine și degeaba. Sal, gata, s-a terminat. Nu mai fac nimic. Gata, punct. S-a terminat. Mai poți să-ți compilați asta de pe BG, că na, merită pentru că am muncit o grămadă, nu poți nimic. Pauză până în toată viața, nu mai fac nimic, gata, s-a terminat. O să fiu doar unul care se uită, nu mai postez, o să-mi știu toate videourile. Nu le șterge. De ce nu? Pentru că și așa nu se uită nimeni. Le fac degeaba pentru că YouTube mă banează că mă urăște. 90 de zile pe ambele canale. Băi, așa ceva nu se poate. I think we're good. Poți să mai să faci un video pe ăsta, pe Scorpion Alberto X Live, zicând că te mă spun al canal pe tot pe același motiv că YouTube-ul e grozav. Și încep pe ăsta și de data asta bai grijă să nu reacționezi la niciun video de pe YouTube. Și să bai grijă la ce melodii pui pe fundal. Degeaba, asta, cu fapte consumate. Mai zi nimic. Ce așa ceva e crimă, nu se poate așa ceva, n-a pățit nimeni așa ceva. Și pățește mortul de Alberto. Doamne. Asta e. My God. Hai eu repede pe The Forest, până plecăm. Imediat. Băi, deci eu intru în depresie, mă jur. Inimul ăsta nu l-a avut nimeni. Pe platforma asta de când e făcută, cum să-ți iei, mă, ban atât de repede pe ambele canale? Pe nimic, pe o fucking reacție. Mă lași? Și morții aia care fac bituri furate, mortul ăla de Pșelii cu 5 gang-uri, mă piși pe el. El fură bituri de la trepări de aia din străinătate și el nu și-a niciun copii. Dar eu mi-au copii dacă mă iau un pișat de lecții de viață. Și el mai are și contracte cu... Are cu Măsa contract. Și concerte. Toți morții fac YouTube. Ești nebun? Gamerii nu mai se apreciază deloc, nici oamenii muncitori ca mine. Să știi că, bine, adică tu o să ieși că sunt un terminat, dar... Nu mai zic nimic. Ba nu, că înțeleg. Tu măcar vezi câtă muncă am pus eu încă la canalele astea sau te doarești pe tine undeva? Da, văd. Pisula.
Pentru cine? Nu. Oh my god. Ce mate. Not gonna make it. Hai pe de forest. Trebuie să mut aici la ceva, să verific și primit. Ah, fuck, m-am ars. My god.
Hai că vin și eu pe The Forest. Hai. Stai să-mi aprind Steam-ul, că la făcă l-aveam închis. Doamne. Fac și eu muncă, frate, odată la 10 ani. Și uite cum sunt recompensat. Banat de pe ambele canale. Eu zic că e forță. Ce pula mea. Nimic. Oh, ce cameră bună are asta, coaie. Cine? E 10-le. Ah, da, știu. Da, cu fața mea de mort, ce poze să faci? Mai zic nimic. Cu gândirea asta nu mai faci nimic. Băi, ce gândire să mai am, frate, dacă eu sunt... Gata, sunt terminat. Mi-a terminat cariera. Nu e de forestul că am uitat unde l-am pus. Unde e că nu-l văd așa, gata. Ok, să salvez asta și să ies de pe serverul ăsta. Și o faci tu sau fac eu un host de ăsta? Hai că fac eu. Ok. Ok. Și dau join. Da. A? Da, și dau join. Bine. Mi se pare că bag o parolă. Bă, îți dai seama cât o să băgăm, că n-am chef să intre toți morții. Că poate mai are cineva de fure și intră. Că poate să intre și de aia random, știi, nu? Da, știu. Și dăm așa, dăm multiplayer. Host game. New game. Normal. Așa, player 2. Private. Create lobby. Că la peaceful mi se pare că nu sunt canibali. Știu. Și acum să te invit. Ia vezi dacă prin timp, adică nu cred că trebuie să mă bagi o parolă, te invit doar eu în lobby și aia. Invited, așa, new. Cât? Așa, gata, poți să dai start. Ok. Te bag în avion cu Cați, cu Dalea, vrei să facem episod? Da. De episod de 20 minute, ești tâmpit? Da, cer. Așa de introducere. Bine. Ok, ok. Să se închizi repede melodiile pe aici. Copyright. Ah, shit, trebuie să-mi fac imagine. Game capture. The forest. Specific window. The forest, bomb. Și bomb. Ai prins filmarea? Hăt, sunt în avion. Nu da skip, ok? Da, nu da. Ok.
Bine v-a regăsit la un nou episod. De data asta facem The Forest. Suntem aici alături de Horia. Facem aici. E lângă mine, doarme. Suntem doi tați și avem același fiu. Bă, trebuie puțin ce venere asta pe mână, ești nebun? What the fuck, ce-s cu venerea aia, mă? Mă uitam spre fitul cum făcea, făcea ca handicapatul. Și că avea strabism. Hodorong trunk. Aaa, și o văd din perspectiv. Eu stau în scaun și îl văd pe fitul cum un monstru ți-l ia și tu mi se pare că ești pe jos, nu? Ce perspectivă șmecheră. Gen, tu ești personajul principal, iar eu sunt într-un fel un personaj secundar sau chestii de genul. Nu, nu ești fimiu, tu ești fimiu? Nu, nu sunt fitu. Eu sunt unul pe care, unul random, care am văzut cum ți l-a luat pe fitu. Dar tu unde ești? Dar stai că eu încă n-am ajuns acolo. De ce te-a băgat înainte? Eu de-abia acum o să văd cum ilea cineva pe fimiu, de-abia acum. A, e clar. Îmi place că nu i-a pus nici acum nu i-a pus voce. L-a luat pe fimiu ca să-l mănânce, nu? Aparent. Bun, și ne trezim. Low energy, eat something or get some rest. Hungry, find something to eat. Deci, ok, hai să le povestim oamenilor despre ce e vorba. Salut! Deci, jocul... Deci este vorba... Ce față am? Că știu că sunt caractere ciudate. Ai față de determinat. Gen, ai tu ai față de chinez. Ai mâini sângeroase așa și fața de zici că e sarcea. Ok, deci pentru cei care nu știu ce e The Forest, da? The Forest este un joc survival. Am văzut acum că ne-am prăbușit. Și care este scopul nostru în acest joc? Trebuie să ne găsim fiul, dar ca să ne găsim fiul trecem prin multe chestii. Adică Ne facem da, alea, cum se vezi? Căsuțe. O, ticiocanul, Hăț. Apropo, dacă te facem căsuțe, apeși pe el. Da, puțin că am ieșit din The Forest, what the fuck. Sparge și tu serviete de-astea, că găsești și tot fel de chestii. Știu, mă, știu că m-am jucat. Dar vezi că nu toate, doar astea. Mai. Ciocolată. Am înțeles, nu pot să dau. Poți să-mi apă? Știu, dar zic că nu puteam să dau o valiză, într-o valiză care era sub apă. Deci... Hai să ne băgăm în apă, să ne spălăm. Hai să... Păi nu te speri. M-am spălat. Ia, mai... Tu mai ai sânge, nu? Nu. Ia vreau să vânez un pește, stai. Da, tot mai am... Bă, să știi că m-am spălat puțin. Așa, am vânat un pește. Stai, încă, să mai vânez încă unul și pentru tine. Hai mă, vino așa. Uite-o-n aici. Mă, haideți, vină după mine. Stai, cum e? Vii după mine, boss? Imediat, hai că am găsit doi pești. Hai să facem un foc. Ne trebuie bețe. Haide, vină după mine. Hai să ne găsim mai întâi un loc să de camp. Eu zic să ne luăm undeva lângă o plajă. Ok. Pentru că acolo ai și apă și e mai ferit de canibale, așa zic eu. Ok. Bun, deci dacă vă place, nu uitați să dați acolo like și subscribe și coment, dar în special like și subscribe. Și dacă ați dat deja subscribe, nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificare când sau dacă live nu mai pot să fac nici pe alea care le salut. Nu mai știu să mai fiu la fi pe acasă doar și acum apăs. YouTube azvârtare, YouTube. Uite aici o bază de canibali, hai aici, vine cu mine. Ok. Bă, tu mă vezi, da? Haide. Da. La un moment dat te tot oprești în loc. Cred că o să-mi dau grafișile pe mediu, nu știu. Grafix. E pe mediu, what the fuck? Sai.
Grass density, high. De ce? Bun, medium, lasă așa. Eram cu a. Nu știu de ce merge în lag. Cui? Mie mi arată că te tot teleportezi. Și că sau că stai în loc. Îți merge în lag? Dar nu am niciun lag. M-a scos. Nu am lag. Pe bune? Da. Join game. Serios? Da. Mai dăm invite odată dacă... De ce? Nu știu. Bă, ce naiba, mă? Mai am... Mamă. Nu, nu cred. Nu mai mie mi se tăplă de-astea. Invite-ul lobby, ce pana mea. Ți-am dat. Ai primit? Da, stai, imediat. Ce mă, ce mă sunt bazărau ăștia, mamă, mă. Uite, un rope. Mamă, abia aștept să mergem în cave-uri. Ce mi-a luat pe mine, altul cum? M-a băgat în cutscene. În avion. Nu cred că te dai de acolo. A, păi da, și că așa te dă de fiecare dată, am uitat. Până salvezi. Așa, deci tu ești în urmă de... Mamă, și tot ce am luat eu s-a pierdut? Nu cred. Da, e clar. Ok. Îmi place că când mănânci eu borez cu carne, urez cu lapte. Îți dă doar jumătate din... Da, mă rog. Ok, tu ești pe acolo. Ai pierdut și... ceva? Păi aveam și pește, aveam și lemn, aveam mai multe. A, deci ai pierdut, înseamnă că trebuie să salvezi. Da. Mamă, eu încerc să rămân și eu pur la aia, dar nu pot să o prind. E de prea rapidă. Stai pe CTRL și când stai pe CTRL o să vezi ochiul ăla, cum se face. Ce ochi? Aha. Ei bine, asta înseamnă cât de multe vede. Cine să mă vadă? Și-o pur la. Nu mă mâncat, din asta că îți dă damage. A, ok. Tu e purașul, mă, păi pe ăsta dacă îl prinzi sal. Nu îl prinzi pe iepure. Mă, dacă tot stamina mai are. Peștii sunt cei mai ușor de prins. Băi, aștept să-l amas, pur și simplu, dacă tot părul. Stai că eu merg pe către râd, dar nu-l văd pe ăla. Ia, lasă. Ce? Și-o părlă. Mamă, dacă taie. Unde? Pe aici, da. Deci e bună și-o părlă, să știi. E de pui? Șopârlă de pui, hai că am înțeles. Ești bine, nu? Îmi place când tai un copac. Am găsit un nou aici. Ia uite pe ăștia cum arată, ia vină puțin să vezi. Ce l-au făcut canibalii. Nu uita să vă abonați și la Horia AK Loli Master. Pentru content de calitate și pentru live-uri, pentru că eu sunt mort în cadă. Hai să-i furăm ceasul ăsta. Am muncit atâta pentru YouTube. Am editat, am alea și degeaba. Am și un ceas. Acum o să știu cât e ceasul. Adevărat? Cred. Pe ce de inventorii? Da. Da. Da, nu, e degeaba. Ce fac cu ceasul? Nimic, aparent. Ba da, pot să fac ceva cu el, ci că... Parcă vezi, bombă cu ceas. E clar. Pot să craftez, da. Oare dacă combin o piatră și un băț? Nu, dar cred că făcea o sul... Am ajuns aici la corturi. Ia, stai că... Forță... Te văd. Stai să spar niște crezi. Uite, putem să salvăm aici. Dacă vrei. Ați, John. Șopurlă. Puteți să salvăm aici dacă vrei. Am găsit un loc de salvat.
Ok, imediat. Mamă, bă! Am pierdut două șopările. Nu mă, și salvează, lasă-mă cu alea. Salvează, vino și salvează. Mă duc un canibal. Ia mă, ce vreau. Da. Hare! Bun. Cum dinte? Bă, dar mor eu odată. Unde ești? Vine după mine, frate. Ai odată la plajă că se face noapte și nu am presimțire prea bună dacă nu am ajunge măcar să ne facem un dala, un shelter. Te rog. Hai că fug. Hai. Mai ești în direcția aia, ok. Iar ai venit. Nu știu nici eu pe unde mai e plajă. Mă mir că e singur, de obicei umblă în grupurile aia. A, da, sunt în grupul, fuck. Am fugit. Sunt mort. Bune. Just run, man. Pe ce blochezi? Pe click dreapta. Dar degeaba că-s doi. Pa, ce sens? Pleacă-mă odată. Am murit. What? Și acum ai arțetă cu cațilul morților de la... Da, oricum nu avea nimic important, așa că... Am măcar să ne facem ceva, căsuță ceva. Așa, mâncați-mă, cu niște dragă. A, ești aici, ok, vine acum. Eu am salvat, să știi. Ți-ai să vii să salvezi, dar bă, că... Am găsit bani, nu știu de ce n-ai bani mai... Iar aud canibal, bă, dar... Și unde-i toporul? N-am topor. Salut. A, sunt canibale aici. Da, te pop. Am înțeles. Te-am popat și eu. N-am nici topor, mi-au o piatră. Mamă, dacă te valize sunt aici. Mamă, căprioară, cum oprim pe asta? N-am arc să o vânez. Poți să te duci cu cătrul sau să o alergi și o mori pur și simplu, dai în ea cu toporul. Dar nu mai am topor și moftic. Mamă, câte valize. Cum adică nu mai ai topor? Păi nu ți-l dă? Nu mi-l mai dă. Ăsta normal e de la... Nu Firex, cum naiba se numește? De la de urgență, emergency. Dar ăsta tai și copaci, omoară, face de toate cu toporul ăsta. Din joc nu e. Nu ești mai bun din joc, că poți să-ți faci unul de fier, găsi și drujbă, frate. În jocul ăsta am văzut în ultimele update-uri băgate. You know? Asta e arma ta? Da. Hai odată la plajă, că se face noapte și n-am făcut nimica. De dimineață poate mai plaja. Pe la avion și mai găsim ceva. Știi că avionul e rupt în două. Se găsește capătul celălalt în altă parte a mapei, dar nu știu exact unde. Zic la partea unde ne-am spawnat, că poate n-am văzut eu toporul. Mă, stai pe loc să regenerezi stamina. Ok, haide. Asta e după tine. Nu te scos, da? Nu. No. Cred că mă uși la ceva. Dacă poți să faci un topor din niște bețe și niște pietre. Ia știu lemnele alea.
Bețele paname. Uite aici aveam eu casă cu rășca și cu jernoi, fără mișto. Exact în partea asta aveam. Okay. Oh shit, e ăla de canibali. Iată câte sunt aici, ești prost? Înseamnă că e teritoriul lor. Hai să le distrugem. Sper că nu o să vină acum că le-am distrus astea. Că nu, parcă vezi că au... Erau lângă avion mulți. Parcă vezi că au... Ca la GP, știi? Cum ne-am dat ăsta jos, cum se își dau TP aici la noi? Uite cum mai am unul. Bă, dar e numai de ăsta de canibali, înseamnă că baza lor e aproape. A, că tot vorbim de bază. E jos. Stai să mergem în stamina și după mergem și acolo. Ui, și văd acolo ceva în iarbă, e puraș. Stai să mă bag. Nu te ducem. Ce ți-ai zis eu, ce faci tu? Să mă bag în apă, că-s murdar. Nu vreau infecție. Și ei cum erau la The Forest? Ei doi? Da. Proșca știa să joace așa că de cât. Hai, s-a făcut noapte și n-avem shelter, ești prost. Cum s-a făcut noapte atât de repede? O, pe, bricheta pe ce o aprind? Lu. Lighter, corect. Ia, oare putem să aprindem focul ăsta? Nu cred. Da, fix foc, frate. Trebuie să facem un shelter. Back off. A, ah, da, super. Și bricheta încă merge. Păi de la Big. Sper că o băga firma Big la bricheta. Sponsor. Iepure. Mă rog, las. Ne-am distrus toate totemele astea de aici din zonă. Dar degeaba că tot n-am... Ia, hai să ne uităm puțin. Cât e un shelter? Și un foc? Păi un deci foc un foc cât ne trebuie? Bețe și frunze, pur și simplu dormi un de-ala. Trebuie două bețe și 7 frunze. Unul de la mic și de la ajunge. Mare. Păi, ne trebuie și lemne de copac, nu știu cum să zic. Haide. Dar n-am cu ce să dărăm, că n-am topor. Cu mâna. Pot cu mâna? Nu cred. Aport. Cum faci asta? Dar îmi place când dormi cu copacul, cum se face. Mai bine facem un foc mic, da la mic, da las. Păi și poți să distrugi aia, să iei alea și să faci focul mic sau îți distrugi și itemele? Asta nu știu. Să, dacă ne mai luăm bețe, putem să facem o sanie în care cărăm o grămadă de bușteni de ăștia, știi? Asta știam. Ne mai trebuie unul de ăsta. Băi, îi zice că e oricol, ne mai trebuie unul de ăsta, haide. Du-te și caută ceva pentru shelter, eu tai copaci, fă-și tu ceva. Păi ce să caut pentru shelter dacă n-am topor? Trebuie lemne pentru shelter. Păi pentru shelter trebuie lemnuțe de alea, le spargi și cu pumnul. Nu, trebuie ca să faci shelter. A, vrei shelter de la mic. Nu casă, vere, ce-i? Casă facem mai încolo. Păi, un shelter de la din... Poți să faci din 14 bușteni, mi se pare. Dacă e. Stai să văd. 13, pardon. Dar poți să faci temporary shelter care cred că durează o noapte. Nu că durează o noapte, gen... Poți să ți-l ții cât vrei tu, adică rămâne aici să-l va pe mapă și să-l vezi. Hai că am dat foc aici, vin încoa. Vin. Stai și încălzește că muream de frig.
Mamă, mor de foame. Deci zi pe ce face shelter-ul. Ah, ok. Temporary shelter. 26 de frunze și 14 de țe. Ok, mai ia tu, mai ne trebuie 12 frunze. Sau bine, lemne, nu frunze, că frunzele văd că le-ai pus tu. Mai am nevoie de 6 de 4 bețe. Rock holder, lock holder, ne luăm așa. E awesome. Ăla ca să ții ăla buștenii. Și zic mai întâi să ții sanie de aia care e, că poate fi folosită și ca rock holder și ca să transporti bușteni, mulți bușteni și ține mai mulți bușteni decât un lock holder. Hai că am luat 6 bețe. Save. Haide la shelter să dai pe ză. Ca să nu mai fie noapte. Doamne, cum faci ăla? Șmecher, poate o să-l iau acum când plec. Poți să faci și un de la de un semn de la de SOS din mi se pare 20 ceva de pietre. De parcă vine cineva să te ia. La mișto. Tu nu înțelegi care e misterul insulei, că tu toate avioanele care ajung aici se prăbușesc pentru că lucrează ăștia aici, au ceva proiect. Spoiler, pentru că dacă vrei să facem story, puteți să și-l facem. Și ajungem într-un laborator, ne batem cu canibali, facem rest de fiul nostru, care devine și el extraterestru de ăla. Ce față ai? Și tu ai mustață și barbă. De fapt ai mustață și ochelari. Chel, eu ce am? Tu ești chel și n-ai nimic. Deci pur și simplu nimic. Ce ai față de aia de Lego? Da, mersi. Cioara aici vreau să iau, să o vânez, dar nu pot. Ah, gata. Am luat cărniță. Hai să o punem pe foc. La foc ăsta nu pot să pun carne. Cred. Ce bă, mori? Am intrat în foc. Pe focul ăsta nu pot să găsești. Nu pot să găsești, nu cred. Carnea mână și nu pot să o pun. Coaie, ce ai făcut cu focul? S-a spart. Coaie, și... Nu, tu l-ai spart. Nu l-ai spart tu? Hai dracu să revin. Culcă-te, dă ză, haide! Bă copile, dă o dată ză. Tu să dormi de tine, trebuie să ne culcăm împreună. Da. Deci e temporar, se sparge singur, dar nu era așa înainte. Of. Păi ți-am zis să facem de la cuța cu lemne, dar eu dacă n-am topor, hai înapoi la avion. Vreau să ne punem ceva să ținem minte de locul ăsta. Un shelter de la de 14... Am nevoie de mâncare, că mor, fără mișto. Stai puțin, unde era? Pierdut locul, mor. A, vin aici că fac un... grătar. Asta, că am niște cărnițe, să știi. De la păsări. Și am de la pasăre, haide.
Unde ești? Aici. Doar cu, aparent doar cu focul ăsta poți să gătești, nu știu de ce. Pă bune, numai cu ăsta? Da. Auzi, știi că poți să arzi banii ca să... What the fuck? Da, știu. Frunze, bani, orice. Și vezi că e bun focul ăsta, ține mult. Și are... poți să faci doar din 7 bețe și câteva frunze. Da, mersi. Apeși pe... Și am distrus și cărnița, știi, nu? A, da. S-a băguit acolo în pământ, ia uite-o. Are... A, hai că am avut și foc. Mai fă altul. Ok. Mai am nevoie de un băț. Șopă-l-a. Vine aici, vine aici, vine aici. Nu pleca. Dacă alergi, tu crezi că o prinzi. Pe bune. Dar pleacă de bună voie chiar și dacă stau pe către lău. Putem să lăsăm ceva neterminat aici ca să se, ca să se vadă pe mapă, știi? Păi ia, lasă tu ceva. A, pot să mănânc asta, gata. Niam, 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 niam. Lasă-mi și mie că tu poate ai stomacul plin, eu n-am deloc, mai puțin și moră. Eu nu l-am, am băgat decât o cărniță de pasăre, că atât aveam. Și mi-am făcut pe jumătate, trebuie să beau apă, neapărat că mor de sete. În jocul ăsta poți să dropezi iteme? Nu știu. Aha, hai că mi s-a închis și live-ul, că iubesc netul ăsta. Hai mă, serios? Te dun apă! Mamă, cum face? Dar de ce durează așa de mult să dea în ce... Auzi, copacii se respawnează? Nu știu. Am omorât-o șopolă. Este... M-aș fi speriat, copile. Vrei să ne facem un zid? Da, deci aparent când iau... A, mersi pentru răspuns. Da. Housebot, ia uși. Deci aparent când iau carnea de la o șopărlă, pot îmi folosesc toporul, dar eu nu am topor, știi? Cioară. Bine așa. Vezi seama, frate, ce putem să le facem pe The Forest? Câte chestii? Hai că am omorât și o cioară. Cărnițe. Bă, să plecăm în curând, că e 6. Încă o pasăre. Zic, unde vrei să pun casa? Acolo. Ce, unde punem aici? Da. Hai că trebuie să bea așa. Am luat multă carne, să salvez. Un pește. A, pană de bani. Stai de mare, oare asta se poate mânca? Da, nu. I don't know. A, 86 de astea, salut. Vreau și eu să beau apă. Și nu mi-arată iconița cu E. Din ocean te-ai dus să bea apă, ești terminat? Ce are? Păi nu-ți dă din ocean. E bună apă. Nu mai stamina. Nici eu. A, stai, oare am suc? Nu. Iepure.
Dar ce, bă, că nu implementa chestia aia cu construitul armelor, gen să-mi fac un ciocan din piatră și alea nu există? Da, știu, nu există. Pă bune? Wow. Și nu ai ciocanel la nimica? Nu, decât piatra asta. Am omorât încă un pește. Încă un pește. Să vii să-i lemne. Hai că nu mai pot să car pește. Vezi că se aud canibali. A, sunt trei! Sunt trei canibali în dreapta ta. Uite aici. Și lemne unde mai sunt? Ai luat toate lemnele? Da. Ah, ok. Bă, vină repede că-s canibali. Bine, mă, ho. Și după asta să mergem. Stai să-mi regenerez stamina și vin și mă bat și eu. Vezi-mi lângă casă, te rog eu. Dar nu pot să dau bloc cu piatra. A, salut. Hai mă, să ne batem, că eu știu să mă bat cu voi. Gata mă, ți-am bătut pe toți. Fură-ți. Așa, i-am dat finish. Mai era unul. Și acum putem să... Și acum știi că putem să facem toteme din picioarele lor, deveni și unii canibali, forță, știi că putem, nu? Hai să le tăm picioarele, că n-avem mâncare, deci... A, e clar. Ce m-a atacat? What the fuck? Dacă tu vrei să mănânce, atunci e clar. Păi trebuie să, pe altfel n-avem altă mâncare. Am eu vreo... trei pești, o șopârlă și... Ia să-i pune să vedem dacă se fac. Trei bucăți. Unde-i foculețul ăla? A murit. A, e aici. Ba, după asta... Unde-i foc? Îl fac eu. Haide să facem asta. Poți să-l pun? Pune. A, e clar. Da, cred că se face scrum, nu cred că... Bă, mai știi. Facem așa ca în The Walking Dead, dacă le lăsăm pe aici cadavrele, nu o să mai vină aia pentru că se simtă mirosul lor? Nu știu. Eu să știi că las aici. Uite, da, ai auzit să-l lis, eu te lasă la acolo, lângă foc. Bă, pune aici o bețe și așa ca să salvăm. Bă, ce faci, mă? Bă, ești retardat, de ce? Ca să salvăm. Mamă, cât mi-a dat, cât mi-a dat! Eu te știu cât mi-a dat, ești nebun, ia mănâncă și tu. Ia o mână de aia și mănâncă, ia că-ți drăpez eu. Tu știi cât îți dă? O grămadă, îți dă full aproape. E clar. Cum nu trăpezi? Habar n-am. Oh, forță. Oh, un picior, mai bun. Dar de ce ai pus shelter-ul lângă foc? Nu înțeleg. Copile. Să salvăm. Butonul... Da, da, de ce la foc? Nu-mi poate să nimic. Ah, da. Haide, încă 8. Dale, bețișoare. Copile, ești retardat? N-am făcut nimic. Ai distrus foculețul? Nu. What the fuck? Dă foculețul și mănâncă și tu, că mori. Unde e piciorul, l-ai luat? Da, l-am luat, lasă, hai să salvăm și să plecăm, că nu... Da. Păi, salvează, păi da, haide să facem ăla ca să salvăm. Păi, să-l facem. Cum se numește foculețul ăla? Este la...
cum se numește? Stai. Basic Fire. O bețe, e clar. Mamă, cum faci? Basic Fire? Da. Bine, așa aș face și eu dacă bă, n-ar trebui să tai piciorul unui om. De fapt, nu. Ok, și mai ai și două bețe în plus. Am găsit 4 deja. Bun, dar să mai ai și pentru foculețul ăla. Hai că mă duc și eu să iau camp aici ceva. Auzi, întrebarea mea e dacă se respawnează chestiile astea. Unele dintre ele, adică să se respawneze, nu știu, copacii, itemele, morți. Hai că cred că am destul de bețe. Bă, dar greu mai merge și asta. Hăți, hai să salvăm. Hai că am pus acolo piciorul. Stai, mănâncă și după salvezi. Așteaptă să se facă ăla. Canibal să mă. Nu sunt canibal. Se vede și osul, mamă. Gustos. Mamă, tu știi câtă carne am luat acum de la astea? De la ciori? Am urmă vreo 3 păsări. Ce faci? Ai luat foc? Da. Pleacă de lângă casă, pleacă, că poate... Nu cred că ai murit. Te pup. Stai că-ți dau revive. Oh. Mănâncă. Să se facă. A, gata. E făcut. Ia cât îmi dă. A, forță. Dă bine, nu? Hai că mi-am luat și niște... Da, și eu m-am mirat. Și acum hai să salvăm. Stai să-l mai tai pe ăsta. Doamne, ferește. Da, dacă pui tot ăsta, au. Mă întreb oare se mănâncă capul? Nu știu. Mâncăm și creier. Hai că... E bine. Doamne, ferește, mă. Ce? Oare să mănâncă și de torso, sau cum îi se zice? Nu pune aia, nu pune aia! Și de unde l-ai pe ăla? Că eu i-am tăiat pe toți. What the fuck, când l-ai luat, îi se vedeau și picioarele și mâinile. Ia mai odată. Se vede tot, să mor. Și are și alt skin. Îl pune momentan aici, în casă. Nu, vreau capul. Stai. Ia, eu vreau capul. Ok, ia capul. Stai că nu... Dar cum să mănânci? Doamne. Și n-ai văzut și tu cum arată? Doamne ferește. Dar nu cred că acum dăm focul mai tare în loc să luăm alea să le mâncăm. Eu așa cred. Păi putem să mai băgăm frunză, uite. Hai că e clar. Hai mai repede că ești și un sfert aproape. Mamă că ajungi în cei. Ești bun. Hai să-l vezi. Ia mănâncă pe mâna aia. Da, ok, hai. Mamă cum faci? Mă mănânci. Ia uite unde era mâna aia. Hai salvează. Hai că am salvat. Tu mai ești cu mine? Da. Nu pot să blochez. A, nu putem să ne lovim. A, ba da. Serios? Asta-i mișto. În The Forest, că dacă vrei putem să-și cuiești împotriva noastră, știi? Că se vede care găsește primul pofimiu.
Pentru că suntem un cuplu de gay. O să mă urc în piatră. Strușci shelter-ul dacă e. Aaa, crezi că dacă mă duc dar... Așa, mai mult odată că nu te mai suport. Bă, nu poți să dau revive, ești prost? Păi oricum am salvat, așa că las. Auzi, eu, întrebarea mea știi care e? Stai, întrebarea mea e dacă noi când ne reconectăm, dacă te dai și pe tine odată cu mine. Gen în același loc. Sper că ne dai iar cu cați din avion și morți. Sau dacă ne dăm, înseamnă că deja o să avem bazele făcute pe asta, da. Bine, băi, ziceți, a fost episodul de The Forest, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo like și subscribe și comentarii. Am fost Alberto, alături de Horia și v-am lăsat. Ne auzim la episodul următor, salut! Nu, deci, pe bune, v-am lăsat pe străzi. Ce? What? Eu încă...